Spirite încinse în ziua votului pentru moțiunea de cenzură. Deputatul pro-România, Mihaela Huncă, ar fi fost amenințată chiar de către foștii ei colegi de partid. După ce și-a exprimat votul în Parlament, Huncă ar fi fost abordată de o parte dintre parlamentarii PSD botoșani, care i-ar fi transmis un mesaj tranșant și deloc prietenos. Vreau să vă spun cu regret că o parte din parlamentarii PSD botoșani au ieșit în evidență ieri în Parlamentul României prin anumite manifestări care nu ne fac cinste, și anume Lupașcu printr-o tentativă de corupție, iar același Lupașcu și cu Federovici, cu Trufi în Cubudăi, m-au amenințat în haită că împreună cu clanul pe care îl conduc din județul Botoșani, îmi vor interzice să vin în județul Botoșani. După cum vedeți, slavă Domnului, am ajuns în județul Botoșani pentru că aici locuiesc. Huncă susține că nu va depune vreo plângere în acest sens, dar a ținut să sublinieze că județul nu aparține PSD-ului. Doresc să le transmit și pe această cale că județul Botoșani nu este o moșie care le aparține. Un alt incident titrat și de presa centrală l-a avut în prim plan pe deputatul PSD Costel Lupașcu. Acesta ar fi fost bruscat de către Victor Ponta, pe motiv că, în timpul dezbaterii moțiunii, ar fi mers la grupul Pro-România pentru a intermedia o convorbire telefonică cu liderul PSD Neamț. Ponta l-a acuzat pe Lupașcu de corupție. Deputatul botoșenean susține însă că a fost vorba doar despre o neînțelegere. Noi, colegii, ne plimbam prin sală. În momentul în care eu eram printre cei de la USR și de la Pro-România, domnului Victor Ponta mi s-a părut că aș fi avut nu știu ce discuții cu colegii și el a fost revoltat și a venit la mine spunându-mi să părăsesc acea zonă. I-am spus că nu e nicio problemă și am plecat. Ulterior am discutat cu dumnealui și am clarificat această neînțelegere. Negați faptul că ați încercat să intermediați o conversație telefonică cu un lider PSD de la Piatra Neamț între... Evident, n-are nicio legătură. Asta i-am spus și a înțeles și domnul Victor Ponta. Cât despre amenințările la adresa Mihailei Huncă, Costel Lupașcu susține că este străin de situație și nu cunoaște deloc subiectul.